acum este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi și câștigă pe măsură, însă lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Adi Sână a vorbit despre perioadele grele din viața sa în care nu avea bani nici măcar de bilet de tramvai. Ce mai faci? Că am văzut că te pregătești să pleci. Acum ai concert în weekendul la Bacău. Unde spuneai pe Instagram? Parcă văzusem. Weekendul următor. Încep turneul, n-am bani de bilet. Așa, da. Și sunt foarte fericit să mi-anunț toți prietenii din țară că o să încercăm să venim în cât mai multe orașe. Dar a fost o vreme când Adi Sână n-avea bani de un bilet? Da, a fost. Când? Și ce făcea? Făcea muzică și, mă rog, au fost momente în care n-am mai avut bani. Acum, da, au fost și momente în care n-am avut bani de bilete, deși costau puțin. Dar da, am trecut prin etapele astea ale vieții. Am mai trecut și după ce am avut succes în muzică. Chiar așa cum de? Da, știi cum, la un moment dat se termină lichiditățile. Înseamnă că ești un pic mai mână largă, nu ești zgârcit de felul tău. Da, nu știu dacă sunt un tip zgârcit. Nu. Știi cum, uneori poate fi interpretată treaba asta cu zgârcenia. Dacă ești calculat, asta nu înseamnă că ești neapărat zgârcit. Te mai urcai așa în tramvai fără să plătești biletul? Da, am mai făcut și de-astea. Biznașul? Nu mi-amintesc, nu cred, nu. Erai vigilent. Nu umblau cu vestă ca acum, era mai greu. Nu știu, umblau cu vestă acum? Acum da. Aveau niște costume albastre pe vremea aia, niște... niște chestii astea de ploaie, niște trenciuri albastre și mi-aduc aminte că am mai fost fără bilet. Da. Și să nu faceți asta. Câți ani avea atunci, așa, o vârstă? Nu mai știu, 18-19 ani. Venise și în București, era în București. Da, da, da. Pentru că prin Baia Mare nu prea mergeam cu autobuzul. Cum e viața acum? Cu 6 copii frumoși? Văd că ai timp și de muzică, cum reușești? Viața e frumoasă cu 6 copii, foarte frumoasă. Reușesc să fac muzică, încerc să le fac pe toate și n-am... Că petreci mult timp și cu Lea, adică da. Ei o plimbi, ai grijă. Da, petrec cât mai mult timp posibil cu ei. Cum ziceam, nimic nu e ușor, dar e frumos. Cum e Anca acum, după ce s-a liniștit și cu sarcina, a născut și a revenit, am zis că arată foarte bine, deci are o siluetă de invidiat. Cum o simți pe Anca? E super pozitivă, e super happy, se trezește de foarte multe ori noaptea. Plânge Lea? Nu, Lea nu plânge. Nu. Lea e un copil cu minte. Dacă este foame, atunci începe să mai... să mai scoate niște sunete, dar în general chiar nu plânge fără motiv, serios. Dacă trebuie schimbat pampersul, atunci ne atenționează și plânge puțin, deci fără motiv nu. Și tăticul Adi se ne pune mână, da.